Proiectul SEPAL, finanțat prin programul EAA Grand Youth Employment și implementat de Asociația Institutul Bucovina, are în vedere pilotarea unui program de dezvoltare profesională, utilizând un model inovator de analiză a abilităților existente și susținerea unor stagii de învățare la locul de muncă, prin ucenicie și voluntariat, pe o perioadă de 6 luni. SEPAL are drept scop instruirea tinerilor cu vârste cuprinse între 24-29 de ani, care aparțin categoriilor vulnerabile, cum ar fi cei care au renunțat la școală, persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, cei care nu au competențele necesare. O poveste de succes este și Andrei Ștubian, un tânăr ambițios cu deficiențe de auz, care a beneficiat de serviciile SEPAL de suport pentru angajare, informare, evaluare, consiliere, instruire la locul de muncă, mentorat, certificare și mediere pe piața muncii. Acesta a început stagiul de ucenicie în prelucrarea lemnului la întreprinderea socială Mobilier Meșteșugii din Suceava. El a venit în cadrul atelierului nostru prin intermediul proiectului SEPAL. A efectuat un stadiu de ucenicie, a participat chiar și la un curs de pregătire profesională pentru meseria de vopsitor, pentru că noi la momentul respectiv căutam vopsitori și s-a integrat ușor-ușor în activitățile atelierului. Desigur, fiecare activitate pe care o face este supravegheată. Lucrează cu un coleg cu experiență pe tâmplărie, cu un tâmplar profesionist de-al nostru. Și eu cred că se descurcă foarte, foarte bine și în colectiv s-a integrat destul de bine. Andrei este apreciat de colegi, dar acea apreciere nu este oferită gratis. El și-a câștigat-o de la început cu pași mai firavi, după care, când s-a mai lărgit orizontul de operații, oarecum cam pentru, mă refer din gama simplă, atunci s-au ridicat și aprecierele pentru el din partea celorlalți, ne înțelegem bine, ne ajutăm. Suntem o echipă care ne ajutăm unul pe altul și ascultă, el învață. La noi are și învață. Înțelegem, da, dar nu certăm, nu faci nimic. Înțelegem, îi respect, îi ajutăm. Mai obișnuită, nu emoții, n-am nimic, dar asta a fost prima dată. Ne place de el ca persoană, este respectuos. Acum încet, încet, cu supervizare, cu integrarea în colectiv, a reușit să, odată să se dezvolte din punct de vedere al socializării, da, cu colegii, să se integreze foarte bine în echipă, dar și din punct de vedere profesional chiar. Cred că a învățat destul de multe lucruri pe care n-am mai apucat să le facă înainte, da, că este un domeniu specific și nou pentru el, dar se descurcă și important e că vrea să învețe.